O tânără i-a dat unui băiat flămând un corn cu gem. După 20 de ani, cei doi s-au reîntâlnit. O fată era angajată de puțin timp la un restaurant. Era foarte muncitoare și aprecia din tot sufletul ei faptul că Dumnezeu o ajutase să se angajeze în acel loc. Crescuse într-o familie modestă. Tatăl ei era brutar, iar mama croitoreasă. De mică a fost învățată cu greul și cu munca cinstită. Fata era foarte apreciată de șeful ei, deoarece muncea adesea peste program și niciodată nu se plângea de nimic. Într-una din zile, tânăra a văzut că la ușa restaurantului a venit un băiat. Purta o geacă verde, murdară și ruptă pe la mâneci, o pereche de blugi la fel de murdari ca și geaca. Iar în picioare avea niște adidași rupți și cusuți cu sârmă. Fata și-a dat seama că era un copil amărât, căruia probabil îi era foame, dar care nu îndrăznea să ceară ceva. Cum în magazin erau o grămadă de oameni și fata trebuia să îi servească pe toți, nu a avut timp să-i dea băiatului ceva mai consistent de mâncare. Însă a luat un corn cald cu gem și i l-a dus. Când fata l-a văzut, i l-a dat și l-a întrebat: "Cum te cheamă?" "Robert," a răspuns el. Apoi ea i-a spus: "Robert, am multă treabă acum. Dar dacă te întorci mai târziu, îți voi da ceva și mai bun de mâncare, da?" Băiatul i-a zâmbit și a plecat cu acel corn delicios de la fată. Fata și-a continuat treaba. Era foarte mult de muncă. Alerga de colo-colo să mulțumească pe toată lumea. Când seara se lăsase, băiatul revenise. Restaurantul era mai gol, iar fata l-a văzut pe băiat. L-a chemat înăuntru și l-a așezat la o masă. Apoi i-a adus o supă caldă de pui și o pulpă de pui cu legume. Băiatul s-a așezat rușinos la masă. Totul era așa frumos în contrast cu hainele lui și cu mâinile lui murdare. Fața de masă albă, acele candelabre din interiorul restaurantului. Pentru câteva minute, băiatul nu s-a mai simțit ca un copil amărât, ci ca un client important, care ia masa la un restaurant de lux. Când fata a văzut că băiatul avea mâinile atât de murdare, i-a spus: "Înainte de a începe să mănânci, vrei să mergem să-ți spălăm mâinile?" Băiatul a dat din cap în semn că da. Fata l-a dus, i-a spălat mâinile de murdărie, i le-a șters cu un prosop, apoi a mai stat de vorbă cu el la masă. După ce băiatul a terminat de mâncat, a plecat. Însă chiar înainte să plece, băiatul a îmbrățișat-o pe fată atât de strâns, încât părea că și-a găsit un înger păzitor de care nu mai voia să se despartă. Mult timp s-a dus băiatul la restaurant. Fata i-a cumpărat din salariul ei chiar și o geacă nouă, o pereche de pantaloni de training și o pereche de adidași noi. Era foarte fericit. I-a cumpărat și un ghiozdan, caiete și pixuri și îl ajuta zilnic să-și scrie temele. Însă într-una din zile nu a mai venit. Și din acea zi, fata nu l-a mai văzut. Zilnic se întreba: "Oare unde o fi Robert? De ce nu a mai venit la restaurant? O fi bine? Sănătos?" Anii au trecut ca gândul. Fata era acum o femeie trecută de 40 de ani. Viața ei fusese una grea, cu multe greutăți. Soțul ei murise, iar ea rămăsese să o crească singură pe fiica ei. Avea o fiică la liceu pentru care avea planuri mari. Voia să o înscrie la facultatea de medicină, să o ajute să aibă un viitor frumos. Însă cum ea era și mamă și tată, toate responsabilitățile erau pe umerii ei. Într-una din zile s-a simțit atât de rău, încât a avut nevoie de spitalizare. După mai multe analize, femeii i s-a spus că are nevoie de o operație în străinătate, deoarece suferă de o boală rară. Era îngrozită. Nu știa ce va face și cum va reuși să plătească acei bani. Fiica ei o vizita zilnic, îi aducea supă și ceai cald. Însă într-una din zile, când a intrat la mama sa, nu a intrat singură, ci alături de un bărbat de vreo 30 de ani, polițist. Când femeia a văzut-o pe fiica sa alături de acel polițist, a fost surprinsă. Nu știa cine este, însă a putut vedea că avea un buchet mare de trandafiri albi în mână.
s-a apropiat de femeie și i-a spus: "Bună ziua, doamnă! Mă mai țineți minte?" Femeia s-a uitat la el, încercând să își amintească dacă îl cunoaște, însă nu îl cunoștea. Și i-a spus: "Bună ziua, domnule polițist! Nu, nu cred că vă cunosc." El a zâmbit și i-a spus: "Dar de acel băiețel căruia îi dădeați mâncare și pe care îl ajutați să își facă temele, vă mai amintiți?" Femeia l-a privit și abia atunci și-a dat seama cine era polițistul. Aproape că i-au dat lacrimile și i-a zis: "Tu ești Robert? Vai de mine ce bărbat ai devenit! Ai ajuns polițist? Cum a fost posibil?" Femeia s-a bucurat nespus pentru el și pentru faptul că devenise un om de succes. Bărbatul i-a povestit tot, iar apoi i-a spus: "V-am căutat și am aflat că viața v-a încercat în multe feluri și am venit astăzi să vă dau o mână de ajutor. Voi plăti eu operația de care aveți nevoie, dar și studiile fetei pentru a deveni medic așa cum își dorește. A venit rândul să fiu bun cu dumneavoastră, așa cum dumneavoastră ați fost cu mine. Chiar dacă eram murdar și aveam adidașii cusuți cu sârmă, dumneavoastră m-ați așezat la acea masă și m-ați făcut să mă simt de parcă eram un om important căruia îi se aduce mâncare delicioasă." Femeii nu-i venea să creadă. Robert, băiatul murdar, care purta adidașii cusuți cu sârmă, a devenit polițist, iar acum el era cel care o ajuta. S-au îmbrățișat toți trei cu lacrimi de bucurie în ochi și din acel moment au fost precum o adevărată familie. Acel gest pe care femeia l-a făcut față de copil a rămas în mintea lui pentru totdeauna. Morala poveștii: atunci când ai posibilitatea să ajuți un om, ajută-l. Binele pe care îl faci unui om aflat în necaz se va întoarce înzecit la tine. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.